Ați auzit de piețele țărănești organizate de Muzeul Țăranului Român din capitală? Sunt locuri de poveste, cu produse tradiționale, făcute ca odinioară în bucătăriile din satul românesc. Producătorii păstrează rețetele din străbun și le transformă în bunătăți spre încântarea papilelor gustative. De la preparate din carne de porc, oaie, gâscă, pui, capră, fructe și legume murate, brânzeturi, cașuri și diferite tipuri de cașcaval, la zacuscă, miere, siropuri naturale, cozonaci, prăjituri, turtă dulce, plăcinte. Este a treia ediție de anul acesta a pieței țărănești la Muzeul Țăranului Român. Sunt producătorii cu produse naturale, tradiționale, din toate zonele țării. Sunt din județul Iași, din județul Suceava, din județul Galați, din județul Brașov, cu prăjituri de casă muntenești, dar și din Maramureș, din județul Prahova, o diversitate a produselor tradiționale, a spune, cu acoperire în toate provinciile românești. La unul dintre standuri am avut plăcuta surpriză să găsim produsele Carmangeriei Măriței din Suceava, una dintre afacerile de familie promovate în emisiunea noastră. Soba, caltaboșu, care se face la Suceava, după aceea mușchi filet, pastram, am început să facem șuncă presată de curcan, șuncă presată de porc, care sunt noutăți la ora actuală, și un cărnat specialitate care este făcut din carne de curcan, carne de porc și ficat de pui. Noi facem produsele, deci, după metoda tradițională, dar ceea ce privește, cum, ca și procedură, se ține la baiți. Încep cu sare, cu mirodenii, după care se pune numai mirodenii, piper, condimente, fără euri, fără aditiv, fără alte probleme. Cum se făceau acasă străbunii noștri. În luna decembrie se deschide Piața Amzei ca și târg, de vinerea, sâmbătă, duminica, și avem toate promisiunile să ne găsiți acolo, chiar de sărbători. De asemenea, la târg au fost prezenți meșteșugari și artiști handmade. Au venit cu diferite obiecte de ceramică, decorațiuni, produse artizanale din lemn, costume populare, împletituri pentru sezonul rece, bijuterii, felicitări și tablouri. Și pentru că mai este puțin până la Crăciun, puteți regăsi câte ceva din atmosfera acestei sărbători la o nouă ediție a Pieței Țărănești, organizată între 9 și 11 decembrie, tot la Muzeul Țăranului Român din București.